Tabăra se va desfășura în perioada 20-24 august. Vor participa 150 de elevi de la secțiile externe de meșteșuguri ale Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești, de la Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca, precum și o delegație a Școlii de Muzică și Artă din Letonia. Timp de o săptămână, copiii vor învăța și se vor muta de la un atelier la altul, și anume la atelier de ceramică, de sculptură în lemn, confecționat instrumente muzicale, țiteră, fluiere, cusuțe sud, și bineînțeles dorim să promovăm județul nostru, deci ei vor face și în această perioadă și vizite în județ, vor vizita localitatea Nucșoara, Corbii de Piatră, Curtea de Argeș și, bineînțeles, Piteștiul. Scopul principal al taberei este inițiarea și aprofundarea cunoștințelor în domeniul următoarelor meșteșuguri: țesut cu sut, sculptură în lemn, confecționarea instrumentelor muzicale, olărit, dogărit, împletituri nuiele, confecționarea păpușilor tradiționale, realizarea unor obiecte tradiționale cu simbolul județului Argeș, garofița pietrii Craiului, precum și cunoașterea și comunicarea între elevii secțiilor de meșteșuguri ale școlilor populare de arte și meserii din România și din străinătate.